Itinerar Biblic. Itinerar Biblic. Itinerar Biblic. Stimați ascultători, vă prezentăm programul Itinerar Biblic, inspirat din comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Adaptare și prezentare, Pastor Sorin Covaci. Dragi prieteni, suntem din nou în fața Cuvântului Sfânt al Lui Dumnezeu, Cel care ne vorbește despre iubirea și minunile sale. Suntem acum la drum cu poporul evreu care a ieșit deja din Egipt și se îndreaptă spre țara promisă de Dumnezeu străbunilor lor. În continuare suntem în Cartea Exod la capitolul 14 de această dată. Să ne alăturăm deci și noi acestui popor în călătoria lor pentru a vedea care este mesajul pe care ne-l transmite cuvântului lui Dumnezeu. Sper că nimeni nu a uitat care este scopul studiului nostru. El nu este numai simpla familiarizare cu învățăturile cărții sfinte, ci transformarea vieții după voia lui Dumnezeu. Acesta este și motivul pentru care Dumnezeu ne-a pus la îndemână cuvântul său. El nu dorește să facă din noi teologi, ci ucenicei săi. Să vedem, deci, ce se întâmplă cu poporul. Mai întâi trebuie observat că faraon nu s-a mulțumit cu plecarea evreilor a început să regretă lipsa lor și pornește după ei cu intenția de a-i întoarce în Egipt. Iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, Spune copiilor lui Israel să se întoarcă și să tăbărească înaintea Pihahirotului, între Migol și Mare, față în față cu Balțefon. Și în dreptul locului acestuia să tăbărâți lângă Mare. Faraon va zice despre copiii lui Israel, S-au rătăcit prin țară, îi închide pustia eu voi împietri inima lui Faraon și îi va urmări. Dar Faraon și toată oastea lui vor face să se arate slava mea și egiptenii vor ști că eu sunt domnul. Copiii lui Israel au făcut așa. Iată că totul este în mâna lui Dumnezeu. Egiptul însă uitase cine a fost cel care a scos poporul Israel din mâinile lor. Ei au uitat că nu au de-a face cu unul din zei lor, ci cu Dumnezeul cel viu. Acum vor avea parte de un alt eveniment care le va arăta cine este adevăratul Dumnezeu. Se pare că faraon a avut spion printre poporul lui Israel care îi raportau ce face poporul și care este direcția pe care o are. Probabil el se aștepta să meargă pe partea de coastă, acolo unde erau filistenii. În momentul în care au văzut că au schimbat direcția și au apucat-o înspre deșert, s-a gândit că poporul s-a pierdut și nu are idee unde merge. Dumnezeu spune că atunci când faraon va crede că evreii sunt prinși în capcană, va merge după ei. Cred că nu ne este greu să ne imaginăm ce era în sufletul lui faraon. El a trebuit să se recunoască învins. Cu toate încercările lui de a opri plecarea evreilor, în cele din urmă Dumnezeu îi scoate de acolo. Odată cu amărăciunea din sufletul lui s-a născut și ura împotriva lor. Numai că ura orbește, ea scurcircuitează rațiunea și duce de cele mai multe ori la dezastru. O să vedem îndată că este un lucru valabil și pentru egipteni. Să dă de știre împăratului Egiptului că poporul a luat fuga. Atunci inima lui Faraon și inima slujitorilor lui s-a schimbat față de popor. Ei au zis, ce am făcut de am lăsat pe Israel să plece și să nu ne mai slujească? Faraon și-a pregătit carul de război și și-a luat oamenii de război cu el. A luat 600 de care de luptă cu oameni aleși și toate carele Egiptului, în toate erau luptători. Este evidentă intenția lui Faraon. El nu pornea acum într-o campanie de însoțire a evreilor către locuri lor de a aduce jerfe. El pornea o campanie de vânătoare împotriva lor. Priviți numai la armata pe care și-a făcut-o. Era mult superioară evreilor care nu aveau nici carele și nici armamentul Egiptului. Pe lângă aceasta ei nu aveau soldații profesioniști a Egiptului. Ei fusese robi, fabricanți de cărămizi. Deci cu niciun chip nu putea fi vorba de o luptă egală. Dar un lucru care trebuie observat este acela că nu rațiunile economice stăteau la baza inițiativei de a-i urmări pe evrei. Inima lui Faraon era aceea care îi determina să plece după ei. Domnul a împietrit inima lui Faraon împăratul Egiptului și Faraon a urmărit pe copiii lui Israel. Copiii lui Israel ieșiseră gata de luptă. Egiptenii i-au urmărit și toți caii, carele lui Faraon, călăreții lui și oștirea lui i-au ajuns tocmai când erau tăbărâți lângă mare, lângă Pihahirot, față în față cu Balțefon. Revin aici asupra ceea ce înseamnă această împietrire a inimii lui Faraon. Repet că nu este vorba despre acțiunea lui Dumnezeu de a-l manipula pe Faraon. Dumnezeu nu face acest lucru. Dumnezeu l-a lăsat doar în voia minții și inimii lui. Vedeți, acest lucru ne aduce și la un alt concept. Este vorba despre pedepsirea noastră în cazul păcatului. Personal, eu nu cred că Dumnezeu pedepsește. Eu cred că Dumnezeu ne lasă doar în voia inimii și minții noastre, ceea ce este suficient. Ascultați mai ce spune Scriptura în Psalmul 81. Dar poporul meu n-a ascultat glasul meu, Israel nu m-a ascultat. Atunci i-am lăsat în voia pornirilor inimilor și au urmat sfaturile lor. Deci, Dumnezeu ne lasă uneori în voia pornirilor noastre. Atunci când refuzăm să-l ascultăm, El nu intervine în forță, nu abuzează de puterea pe care o are. El ne respectă personalitatea și alegerile noastre. În acele momente, ne lasă în voia inimii și gândurilor noastre. Ce se întâmplă în astfel de situații? Cred că ceea ce se petrece în jurul nostru în aceste zile este un bun tablou. Să vedem cum îl descrie și Apostolul Pavel. Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției să urmeze poftele inimilor lor, așa că își necinste singur trupurile, căci au schimbat în minciuna adevărului Dumnezeu și au slujit și s-au închinat făpturi în locul făcătorului, care este binecuvântat în veci. Amin. Din pricina aceasta, Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patim scârboase, căci femeile lor au schimbat întrebuințarea firească a lor într-una care este împotriva firii. Tot astfel și bărbații au părăsit întrebuințarea firească a femeii, s-au oprins în poftele lor unii pentru alții, au săvârșit parte bărbătească cu parte bărbătească lucruri scriboase și au primit în ei înșiși plata cuvenită pentru rătăcirea lor. Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minților blestemate ca să facă lucruri neîngăduite. Astfel au ajuns plini de orice fel de nelegiuire de curvie, de viclenie, de lăcomie, de răutate, plin de pismă, de ucidere, de ceartă, de înșelăciune, de porniri răutăcioase. Sunt șoptitori, bârfitori, urâtori de Dumnezeu, obraznici, trufași, lăudăroși, nescocitori de rele, neascultători de părinți, fără pricepere, călcători de cuvânt, fără dragoste firească, neînduplecați, fără milă. Și măcar că știu hotărârea lui Dumnezeu că cei ce fac asemenea lucruri sunt vrenici de moarte, totuși, ei nu numai că le fac, dar și găsesc de bun pe cei ce le fac. Nu vi se pare o descriere a situației actuale? Ba, parcă în detaliu, nu este nevoie să intervină Dumnezeu în a ne pedepsi. Retrăgându-se din viața noastră, este cea mai mare pedeapsă posibilă. Dragii mei, suntem cea mai distructivă specie de pe pământ. Motivul? Blestemul păcatului. El ne urmărește peste tot. Singura modalitate de a ieși de sub puterea acestui blestem este să-L urmăm pe Domnul nostru Isus Hristos. El este singurul care ne poate scoate. Dar să ne întoarcem la Faraon și poporul evreu. Faraon se apropia. Copiii lui Israel și-au ridicat ochii și iată că egiptenii veneau după ei. Și copiii lui Israel s-au înspăimântat foarte tare și-au strigat către Domnul după ajutor. Ei au zis lui Moise, nu erau oare morminte în Egipt ca să nu mai fi fost nevoie să ne aduci să murim în pustie? Ce ne-ai făcut de ne-ai scos din Egipt? Nu spuneam noi în Egipt, lasă-ne să slujim ca robi egiptenilor, căci vrem mai bine să slujim ca robi egiptenilor decât să murim în pustie. Iată primul moment de criză al poporului după ieșirea lor din Egipt. În fața lor se afla Marea Roșie. În spatele lor venea faraon cu armata lui. Era o situație fără ieșire. Poporul înțelege repede lucrul acesta, și imediat nemulțumirile lor sunt adresate lui Moise. Acum, modul în care o fac este puțin ironic. Egiptul este și era și atunci faimos pentru multe lucruri, dar unul era deosebit: mormintele. Sunt atâtea piramide, mumii, care ne vorbesc despre modul în care privea acest popor moartea. Mă gândesc că nici evreii nu erau prea diferiți în opinii de vreme ce stătuse atâția ani în mijlocul acestui popor. De aceea ei se gândesc la moarte și la modul în care aceasta va veni peste ei. Dar ceea ce surprinde este faptul că ei uitaseră deja ce făcuse Dumnezeu pentru ei până atunci. Singurul care își amintește și ține cont de toate acestea este Moise. Moise a răspuns poporului, nu vă temeți de nimic, stați pe loc și veți vedea izbăvirea pe care vă va da Domnul în ziua aceasta căci pe egiptenii aceștia pe care îi vedeți azi nu îi veți mai vedea niciodată. Domnul se va lupta pentru voi, dar voi stați liniștiți. Moise știa foarte bine că Dumnezeu va interveni. Deja văzuse multele minuni pe care Dumnezeu le-a făcut până atunci. De acum nu mai era nicio îndoială pentru el că Dumnezeu va interveni în favoarea israeliților. Și iată că Dumnezeu nu stă pe gânduri. Domnul a zis lui Moise, ce rost au strigătele acestea? spune copiilor lui Israel să pornească înainte. Tu ridică stoiagul, întindeți mâna spre mare și despică. Și copiii lui Israel vor trece prin mijlocul mării ca pe uscat. Eu voi împietri inima egiptenilor ca să intre în mare după ei. Și faraon și toată oastea lui, carele și călăreții lui vor face să se arate slava mea. Și vor ști egiptenii că eu sunt domnul când faraon, carele și călăreții lui vor face să se arate slava mea. Israelul nu trebuia decât să stea cu minte și să aștepte să intervine Domnul. Dar, dragii mei, știm, cred, din proprie experiență cât de greu este să aștepți. Dar, cum mai spunem și în alte rânduri, Dumnezeu are întotdeauna cel mai bun moment pentru a interveni. El cunoaște cel mai bine care este momentul în care trebuie să treacă la acțiune. Apoi, ce stare îngrijorarea sau agitație. Ascultați ce spune Domnul Isus cu privire la ele. Și apoi, cine dintre voi, chiar îngrijorându-se, poate să adauge măcar un cot la înălțimea lui? Deci, ce rost ar avea toată agitația aceasta? Nimeni nu poate face nimic fără sprijinul lui Dumnezeu. Ne alegem, poate cel mult, cu unul cer. În cazul evreilor, Dumnezeu a intervenit chiar atunci. Îngerul lui Dumnezeu, care mergea înaintea taberei lui Israel, și-a schimbat locul și a mers înapoi lor, și stâlpul de nor care mergea înaintea lor și a schimbat locul și a stat înapoi a lor. El s-a așezat între tabăra egiptenilor și tabăra lui Israel. Norul acesta pe o parte era întunecos, iar pe cealaltă parte lumina noaptea. Și toată noaptea cele două tabere nu s-au apropiat una de alta. Moise și-a întins mâna spre mare și domnul a pus marea în mișcare printr-un vânt dinspre răsărit care a suflat cu putere toată noaptea. El a uscat marea și apele s-au despărțit în două, Copiii lui Israel au trecut prin mijlocul mării ca pe uscat și apele stăteau ca un zid la dreapta și la stânga lor. Dragi prieteni, aceasta este o intervenție unică. Singura asemenea ei este făcută de Dumnezeu la trecerea Iordanului, după 40 de ani de la acest eveniment, când Israelul intră în țara promisă. Acum, unii au încercat să găsească cauze naturale cu privire la modul în care s-a petrecut acest lucru. Ei nu căutau evidențe pentru a verifica dacă este sau nu vorba despre un eveniment real. Ei voiau să găsească explicații științifice cu privire la acest eveniment. Deci, dacă admitem că este un eveniment real, nu cred că avem motive raționale să credem că a fost altceva decât o minune. Dar mă gândesc acum la poporul evreu, care trece prin toate aceste stări. Cu câteva clip înainte, stătea cu frica că Egiptul este pe urmele lor. Acum sunt în mijlocul apelor care stăteau ca niște ziduri gata să pice pe ei. Păre, ce senzații au avut oamenii aceia când au văzut apa despărțindu-se și apoi acei pereți înfricoșători de apă clocotind? Nu cred că erau plini de încântare, dar puteau vedea puterea lui Dumnezeu acolo, cu siguranță. Niciun om nu ar fi putut face așa ceva. Apoi, chiar în spatele lor era norul, care până atunci a călăuzit și umbrit prin deșert. De această dată ei aveau lumină, iar ceilalți, întuneric. Deci, luați în considerare toate aceste elemente, marea, norul, călăuzirea, toate evidențe clare ale faptului că Dumnezeu era acolo cu ei. Spun, luați în considerare aceste lucruri pentru că, veți vedea, evreii le uită foarte repede. Dar pe de altă parte, gândiți-vă la egipteni. Și ei aveau deja cele 10 experiențe în care au văzut mâna Domnului. Acum, dintr-o dată, au parte de întuneric. Ceea ce era destul de neobișnuit pentru deșert, care este mai mult luminos și pe timp de noapte. Ajung în cele din urmă și ei în fața apelor, dar nici gând să se oprească. Egiptenii i-au urmărit, și toți caii lui Faraon, carele și călăreții lui au intrat după ei în mijlocul mării. În straja dimineții, domnul, din stâlpul de foc și de nor, s-a uitat spre tabăra egiptenilor și a aruncat în învălmășala în tabăra egiptenilor. Nu vi se pare uneori că, deși din punct de vedere rațional ai suficiente motive pentru a nu face anumite lucruri, te simți parcă fatalmente atras în acea direcție? La fel este și cu egiptenii. Cu toate că vedeau mâna lui Dumnezeu împotriva lor și sprijinul pe care îl acordă Dumnezeu evreilor, egiptenii nu se întorc din drumul lor. Unii dintre ei văd pericolul și vor să se întoarcă, dar faraonul le dă voie. A scos roatele carelor și le-a îngreuiat mersul. Egiptenii au zis atunci, haidem să fugim dinaintea lui Israel, căci Domnul se luptă pentru el împotriva egiptenilor. De acum însă judecata Domnului venea asupra lor. Ei au avut șansa să se întoarcă, dar nu au vrut. Dragi prieteni, la fel a fost pe timpul lui Noe, la fel a fost în timpul Domnului Isus și la fel este și acum. Oamenilor li se oferă șansa mântuirii, a izbăvirii, evitarea judecății dar cei mai mulți o ignoră. În ciuda dovezilor pe care le aveau că Dumnezeu este cel care însoțește pe evrei și că, de fapt, ei nu luptau împotriva oamenilor, ci împotriva lui Dumnezeu, egiptenii nu fac nimic pentru izbăvirea lor. Ei ignoră chiar avertizmentul Domnului că drumul pe care se află este unul greșit. Vedeau că este mâna Domnului și că El luptă pentru Israel, dar nu au făcut nimic pentru a scăpa. Acum însă era prea târziu judecata era deja pronunțată și se înfăptuia. Domnul a zis lui Moise, Întindeți mâna spre mare și apele au să se întoarcă peste egipteni, peste carele lor și peste călăreților. lor. Moise și-a întins mâna spre mare și înspre dimineață, marea și-a luat iarăși repeziciunea cursului și la apropierea ei egiptenii au luat-o la fugă, dar domnul a năpustit pe egipteni în mijlocul mării. Apele s-au întors și au acoperit carele, călăreții și toată oastea lui Faraon care intraseră în mare după copiii lui Israel. Niciunul măcar n-a scăpat. Dragi prieteni, este o bună lecție pentru noi toți. Sunt atâtea situații în care semnalele Domnului pentru viața noastră sunt foarte clare. Cu toate acestea, nu avem reacțiile pe care ar trebui să le avem. Mai ales atunci când este vorba despre izbăvirea noastră. Cred că ar trebui să fim mult mai atenți la ceea ce ne spune Dumnezeu, a ignora cuvintele lui înseamnă, de fapt, război cu Dumnezeu. Aceasta era situația egiptenilor. Ei nu luptau cu Israel. Ei nu luptau cu Moise sau cu Aron. Ei luptau cu Dumnezeu. Dacă nu ascultăm cuvintele Lui, noi ducem un război nu cu oamenii. Pentru că este războiul împotriva lui Dumnezeu. Egiptenii au fost orbiți de dorința răzbunării. Au fost orbiți de orgolii lor și nu au luat seama la ceea ce le spunea Dumnezeu. Dragii mei, nu suntem și noi orbiți de orgoliul nostru cumva? Nu cumva suntem mult prea preocupați să împlinim dorințele noastre și nu acordăm suficient atenție la ceea ce ne spune Dumnezeu? Dacă așa se întâmplă, s-ar putea să ne întâlnim cu judecata Domnului mult mai repede decât ne place nouă să admitem. Evreii au fost spectatori la această judecată. Dar copiii lui Israel au trecut prin mijlocul mării ca pe uscat, în timp ce apele stăteau ca un zid la dreapta și la stânga lor, în ziua aceea, Domnul a izbăvit pe Israel din mâna egiptenilor și Israel a văzut pe egipteni morți pe țărmul mării. Israel a văzut mâna puternică pe care o îndreptase Domnul împotriva egiptenilor. Și poporul s-a temut de Domnul și a crezut în Domnul și în robul său Moise. Poporul a văzut ceea ce a făcut Dumnezeu. Evreii au văzut modul în care una din cele mai puternice armate de atunci a fost înghițită de ape cum a fost înfrântă fără ca ei să miște măcar un deget. Au văzut efreii ca acele ape care stăteau ca două ziduri uriașe când au trecut ei, s-au prăvălit peste egipteni. Dragii mei, judecata Domnului se manifestă în multe feluri și în zilele noastre. Acolo unde vedem oameni care au ignorat avertizările Domnului și care au de-a face cu judecata lui Dumnezeu, trebuie să învățăm să apreciem harul Domnului. Darul pe care ne-l face fără ca noi să merităm ceva. Evrei au văzut ceea ce a făcut Domnul pentru ei și credința lor a crescut. Moise și-a întărit și el credibilitatea în rândul oamenilor. Poporul recunoaște de acum că Moise este omul lui Dumnezeu. Dragi ascultători, Dumnezeu ne invită și pe noi la astfel de experiențe. Unele sunt poate mai puțin spectaculoase decât aceasta, dar altele sunt poate la fel de spectaculoase. Însă, nu acesta este elementul important. Importantă este cunoașterea Domnului. El ne invită cu foarte mare dragoste să-l punem la încercare, să vedem bunătatea lui, dragostea lui. Desigur, între a-l pune pe Domnul la încercare și a-l ispiti pe Domnul este o mare diferență. Însă despre aceasta o să vorbim cu o altă ocazie. Este important să rămânem această invitație. Gustați și vedeți ce bun este Domnul, Ferice de omul care se încrede în el. Se încheie episodul produs și pus la dispoziție de Transold Radio România. Vă anunțăm că suntem interesați de efectele sale în viața dumneavoastră. De asemenea, că puteți solicita copii ale episoadelor în format MP3 sau materialele scrise în format electronic. Contactați-ne la telefonul 021-346-2468 sau prin e-mail la adresa radioarondtwr.ro. Vă mulțumim! Itinerar Biblic. Itinerar Biblic. Itinerar Biblic.